În corul fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin. Vă rugăm să vă ocupați locurile. Mulțumesc, Bunului Dumnezeu, că suntem împreună la părtășie. Orașul Timișoara mea stărnește multe amintiri. Am fost de mai multe ori în orașul acesta. Am mai vizitat câteva biserici. Acum 40 și ceva de ani în urmă, satisfăceam stagiul militar aici în Timișoara. Dar în biserica asta sunt pentru prima dată, la invitația fratelui Genu, supervizată de fratele Florin, căruia îi mulțumesc, și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Sunt aici, mă gândeam ce ar trebui să vorbesc adunării din seara aceasta. Și am văzut că așa o călăuzit Domnul, slujba și prezentarea vieții noastre de credință ca pe un război spiritual. Un război care îl ducem împotriva diavolului, împotriva vrăjmașului. Și atunci am renunțat la celelalte gânduri care mi le făcuse până aici și mi-am propus să vorbesc din versetul 10, unde Pavel Apostolul făcea o urare celor din Efes și acum a dumneavoastră zicând încolo fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Oamenii își etalează puterile. Oamenii caută puterea. Defilează arătându-și puterea. Și aici, pe plan orizontal, se laudă oamenii puterea lor. În Daniel, capitolul 4, versetul 30, se vorbește de putere economică. Când împăratul spunea, nu-i acesta Babilonul cel mare care l-a zidit cu puterea bogățiilor mele. În Isaia, capitolul 31, versetul 1, se vorbește de puterea militară. Vai de cei care aleargă în Egipt și spun tăria în puterea carelor și a carelor. În Proverbe, capitolul 18, versetul 21, scrie viața și moartea stau în puterea limbii. Asta e puterea politică asta. Dar dincolo de puterile astea care acționează între oameni și care se laudă oameni, în universul ăsta se exercită și alte puteri de natură spirituală. De exemplu, în 1 Corinteni, versetul 56, există acolo expresie puterea păcatului. Păcatul are o putere în el însăși. Are puterea de a te atrage, de a te adeveni, are puterea de a înfăptui și puterea de a te pedepsi. Pentru că în spatele unor păcate, pe care noi le comitem câteodată așa foarte ușor și neatenți, sunt niște duhuri demonice, niște duhuri necurate care te provoacă la păcatul ăsta. Scrie în Filipeni 2:3, nu faceți nimic din slavă de șardă sau din duh de pentru că cearda de care nu sunteți nici dumneavoastră străini, nici la mare, nici acasă. De fapt, cearda are în spate un duh demonic. Și se cheamă duc de ceartă. În Împărați, capitolul 22, versetul 22, apare un alt duh. Că a întrebat Dumnezeu pe un duh necurat acolo. Cum mai să-l păcălești pe Ahab? Și el spune, voi fi un duh de minciună. Că minciuna e dată de un duh de minciună. În Ioan 8:44 spune că diavolul
mincinos de la început și tatăl minciunii. Dar eu am spus că noi suntem oameni mari. Ca să se nască un copil, nu trebuie numai tată, trebuie și mamă, nu? Și dacă diavolul e tata minciunii, mama minciunii, cine o fi mare? Și eu am spus că e omul care se asociază cu diavolul și nască minciună. Că minciuna e dată de un duc de minciună. Predați-mi la un alt mare păcat, urmia. Un păcat care e promovat în mod agresiv acum, scrie în Osea, capitolul 5, versetul 4, căci un duc de curvie o pus stăpânire pe ei. Curvia, de ce e așa de periculoasă? E un păcat așa de puternic, pentru că e dată de un duc demonic foarte puternic, duc de curvie. Sau în Deuteronom 31 cu 27, spunea Moise despre evrei, căci cunosc eu Duhul tău de răzvrătire. Când cineva din adunare nu ascult, când cineva se răzvrătește, nu-i de acord cu nimic, poate nu e el așa de vinovat. Acolo e un Duh de răzvrătire care îl însuflă pe omul acela. Aduceți-vă aminte de Core de Adam, Abiram și un fiul lui Pelet, da? Care tu patru vorbind o răspiriți împotriva lui Moise. Unul fiul lui Pelet se retrage, fiul Core nu sunt de acord și au rămas în viață, dar rămân la judecată Core de Adam și Abiram. Și spune Moise, dar cu oamenii ăștia mor pe o moarte naturală, nu m-a trimis Domnul. Dacă se întâmplă ceva deosebit, dacă pământul deschide gura și îi închide pe ei și tot ce a lor, să știți că se răzvătiți. Și pe când vorbea Moise să face o falie așa de pământ, să capă pământul, intră ea pământ. Poporul rupe la fugă, un foc coboară de la Domnul, 250 de căpetenii mor cu căderi de țele mână, mor 15.000 de oameni. Îmi imaginez pe evrei că m-au ajuns acasă în curte, aia care erau aproape de prăpastie aceea deschise, le plățăneau dinți în gură. Nu mai știau să povestească, măi, ce am văzut, dar m-a venit foc din cer și o trăznit pe ăștia. Și apare următorul verset, acolo, a doua zi, o nouă răzvrătire a poporului. Asta nu e normal. Asta nu e omenește. După așa o întâmplare, după așa o grozăvie, dorm două ceasă până dimineață, de dimineață trezești și iarăși răzvrătiți. De ce? Că răzvrătirea e dată un duc de răzvrătire. Și sunt păcate care, dragii mei, creează dependență. Și pe moment ce le înfăptuiești, și pe moment ce le parcurgi, Duhul ăsta demonic pune mâna pe tine și nu mai poți să scapi. Cum e tutunul, alcoolul, pornografia, drogurile, jocurile din Europa. Pentru că în lumea spirituală se exerce de alt fel de putere. Și revin la 1 Corinteni 15:56 la expresia puterea păcatului. Și puterea păcatului îi urmată în Evrei 2:14 de puterea morții. Astea sunt însemnate. Puterea păcatului și puterea morții. Dar eu n-am venit să sperie pe nimeni în Timișoara. Ea o veste bună. Puterea păcatului e foarte mare, frate. Gândiți-vă că în spate sunt oștiri demonice, îngeri căzuți, veniți din cer, din univers, de la Dumnezeu, herupim puternici cu o înțelepciune deosebită, ăia luptă contra noastră. Că tot ați cântat de război și ați vorbit de război și am citit de războiul ăsta. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa pe noi ca oameni o secundă cu diavolul, fi nimicit. Dar nu ne lasă. Pentru că mai mare decât puterea păcatului este în Marcu, capitolul 2, versetul 10, dar ca să știți că pe pământ fiul omului are puterea să... Puterea iertării întotdeauna e mai mare decât puterea păcatului. De aceea sunt aici în seara asta, nu știu ce ești, nu știu ce trecut ai, nu știu ce păcate ai, dar sunt aici să te asigur, orice păcat ai fi avut, sângele Domnului Iisus te poate ierta. În universul ăsta
incomensurabil, pe care mintea noastră nu-l poate pricepe, nu este nimic, nimic, dar nimic mai valoros decât sângele Domnului Iisus. Și sângele acesta Domnului Iisus are putere ca să ne ierte. Isaia 53 cu 5. Dar El l-a lovit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea căzută asupra Lui și prin rânile Lui suntem tămăduiți. În jertfa Domnului Iisus sunt două lucruri care le găsim. În sângele Lui avem iertare de păcate și în rânile Lui avem vindecare de boli. De asta jertfa Domnului e așa de valoroasă. Mărire Lui. Și dacă există puterea păcatului și puterea morții, există puterea iertării de păcate și vine Pavel Filipeni 3 cu 10 și spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Amin. După ce Hristos ne-a iertat, ne-a scăpat de păcate, avem nădejdea că vom învia împreună cu Hristos. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Vorbim despre puterile acestea, sursa puterii e la Dumnezeu. Am citit aici, îmbrăcați-vă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Dumnezeu e Dumnezeu atotputernic, dar se pare că s-a făcut un transfer de putere. Că la un moment dat, în Matei, capitolul 28, versetul 18, Domnul Iisus strigă tare, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și Domnul Iisus, de la puterea aceea care a fost dată Lui, se îndreaptă către ucenici la Fapte, capitolul 1, versetul 8, și spune, ce voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Noi avem acces la puterea lui Dumnezeu, din magazia asta mare de puterea lui Dumnezeu, noi avem metode de accesare prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea mă rog Domnul ca adunarea din seara aceasta să fie îmbrăcată cu puterea Duhului Sfânt. Amin. Domnul Iisus știa că în slujirea noastră avem nevoie de putere. De aceea Marcu capitolul 3, versetul 15, când trimite ucenicii, le-a dat putere să scoată drace și le-a dat putere să vindece bolnavi. Și mulțumim Domnului că puterea aceasta se exercită așa cum vreau. Dumnezeu a lăsat puterea oamenilor săi. Și eu nu are tinerire, că eram un adolescent, când am avut o lucrare odată cu sora Bibliu de la Dealul Mare, l-a spus, bărbatule, te voi face martor a multor lucrări ale mele. Măi, eu așa și am pus am o prorocie că Domnul prin mine m-a vindecat. Dar n-am avut. Dar am avut harul să întâlnesc oamenii lui Dumnezeu și în rugăciune flăcărate și când Domnul a făcut vindecări, eram într-un colț și mă uitam și mă bucuram. Și la ora actuală, fraților, e nevoie de multă putere. Spunea Pavel în Corinteni 4 cu 20 că de fapt împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și în versetul 19 spunea El de unii care s-au îngânfat. Și spune, eu când am să vin, vreau să văd nu vorbele lor, ci vreau să văd puterea lor. Când te duci la un bolnav, fraților, îți spune vorbele, dar bolnavul rămâne tot bolnav. Vine la adunare cu durere, așa că mă duc, poți veni, și noi cântăm și facem programe și te duci la fel de bolnav. Și spune că a fost frumos la adunare. Dacă te duci la un îndrăgit și duhurile astea parcă s-au mulțit care chinuiesc pocăiți, în ultima vreme s-au slobozit din infern așa cohorte de duhuri de îngrijorare, de depresie, de sinucidere. Și ai luptat cu astfel de duhuri? Și când te duci la un astfel de om, nu-ți ajută nici Biblia, dacă vrei. Diavolul știe Biblia, nici diploma ta, nu-ți ajută nici schițele tale de predici.
și îți ajută puterea ta cu aia. Mi-aduc aminte, ceva vreme, la ora 1 noapte, am sunat o soră disperată, spune, câteva sate mai încolo în Bucovina, și spune, frate Dragoș, eu cu fata mea mă tem să mai stau cu bărbatul, este stăpânit de diavol, vrea să ne omoare, vine până aici. Și o trebuie să sun la presbiterul de acolo, ca fi presbiter, nu înseamnă să pui corul și panfara să cânte. Trebuie făcut și asta, slujirea publică. A spus, frate Vasile, du-te repede până în familia cu tare, cu nenorocire. Și o să duce omul la ora 1 și stă până la ora 3 în rugăciune pentru bărbatul din casă și la ora 3 vor veni alte întâlniri și alți frați și fratele e liberat și bine. Săptămâna trecută am întrebat soția, ce mai face fratele? Mulțumesc Domnului, bine. Dar pentru asta ne trebuie putere. Și dacă doreți ceva vouă celor ce sunteți aici, Domnul să vă umple de putere. Amin. Apoi spune Romanii, capitolul 15, versetul 9, spune de puterea semnelor și a minunilor. Vorbește de puterea Duhului Sfânt în continuare. Astea sunt puterile spirituale de care trebuie să beneficieze un copil al lui Dumnezeu. Ei bine, mă apropie mai în profunzime, eu vă spun sincer, altă predică am avut pentru seara asta. Dar nu știu de ce tot aici m-a dus Duhul Domnului, de lucruri care le știu, le-am cercetat, mi s-au întâmplat, să împărtășim câteva gânduri cu dumneavoastră. Spuneam că la Dumnezeu e sursa asta de putere. Dar El ne dă și nouă putere, fraților. Odată ne dă o măsură de putere ca un dar, ca un har. Scrie Romani, capitolul 15, versetul 15, de puterea harului. V-am scris pe aici, pe acolo, mai în îndrăzneală, ca să vedeți puterea harului care mi-a dat-o Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne dă o cantitate de putere duhovnicească ca un dar, ca un har pe care îl avem. Și cum ne dă El puterea asta? Am întâlnit un om foarte puternic. La Timișoara nu a fost așa un om. O să meargă la sală, să tragă la fiare. Un om care a pus mâna odată pe o falcă de magar și a omorât într-o grămadă de filisteni. Care a luat stâng pe polițe, poartă pe stâng și s-a suit în bicetate. Vorbesc de Samson, știe dumneavoastră. Omul ăsta avea o putere nemaipomenită. Până că Duhul Domnului a venit peste Samson și Samson făcea arte de vitie și ei nemaipomenite. De unde venea puterea asta? Din legământul care l-avea făcut juruința aia de Nazareu cu Dumnezeu. Poate nu era atât meritul lui cât a fost meritul părinților. Eu vă spun că legământul care îl facem cu Dumnezeu ne conferă o mare sursă de putere. Diavolul are o metodă de amăgire, am întâlnit-o și eu când spune Domnul Udale, eu m-aș opri, mă tem că nu pot să țin. Am vigit, măi, eu nu mă pot lăsa de fumat, eu nu mă pocăiesc, că spunea unul să-l iau pe Dumnezeu, nu mă ce opri, măi. Eu când mă pocăiesc, vreau să fiu copii, dar nu pot ține. Și eu le spun, nici eu n-aș putea ține prin puterea mea. Eu am 60 și ceva de ani de când sunt pocăit. În 60 și ceva de ani, Dumnezeu m-a ajutat. N-am fost arhanghel. Plin de slăbiciuni. Dar n-am băut niciodată, n-am fumat niciodată, n-am vorbit niciodată, n-am furat, n-am înjurat. Dar nu că am fost eu grozav. Cineva este în mine. Și Biblia spune că cel care este în noi, e mai mare ca cel care e în noi. Nu ne lăsăm înșelați de diavol, nu mă pocăiesc, n-am să pot țări, nu, să putem țări. Și eu vă spun acum, biserica se îndreaptă pe un drum foarte anevoios. Viitorul va fi plin de surprize neplăcute pentru cei firești. Duhul Sfânt strângă din cetate în cetate să ne pregătim de vremuri de prigoană și strânturare. Dar noi nu ne temem. Nu ne temem. Că eu n-am plecat la război pe cheltuiala mea. Eu m-am înrolat în armata unuia care nu a cunoscut înfrângerea. Numele lui Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. De aceea, liniștiți-vă, oameni buni.
liniștiți-vă, pentru că Dumnezeu este cu noi. Amin. Ei bine, vorbim de puterea aceasta. Legământul care îl facem noi cu Dumnezeu ne conferă o măsură, o cantitate de putere. Apoi mai spune odată, fiii lui Core, parcă se așează așa umăr, mende umăr, păi ați cântat frumos. Dar băieții ăștia au avut o cântare și au început să cânte, să cânte, cât de plăcut este în locașurile tale, Doamne, nu știi, Roxan 24. Sufletul meu suspină, tânjește de două după purțele Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu, până și pasă ne găsește acolo și coborând mai jos, ferici de cei ce locuiesc în casa ta, că ce tot mai pot să te laude. Ferici de cei care își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia valea plângilor prefac într-un loc plin de izboare și ploaia timpurii o acopăr cu binecuvântări. Și vine versetul 7. Ei merg din putere în... De unde puterea asta? Păi de la părtășia, de la templu. Ei au locuit în casa Domnului, au primit, au fost o infuzie de putere duhovnicească și acum noi când ieșim îndată, eu după 5 de aici să merg până la Suceava. Rugați-vă pentru mine soția care sunt, că noaptea se cere problemă. Dar când ieșim de aici, noi suntem mai tari, suntem mai puternici. De unde? Din părtășia cu voi, din cântarea voastră, din predicile voastre, din rugăciunile voastre, din prorociile care le aveți voi, noi am căpătat putere și mergem acum din putere în putere. Dar ce facem cu aceea care ne neglijează părtășia? Psalmul 122, mă bucur că mi se zice haide în casa Domnului, nu? Psalmul 133, iată ce plăcut și dulce să locuiască frații împreună. Psalmul 27, cu 4, un lucru cer de la Domnul și îmi doresc ferminte. Aș vrea ca toată viața să locuiesc în casa ta și să mă bucur de frumusețea templului. Voi vă bucurați, când aveți adunare în timpul săptămânii? Joi, vă bucurați joi seara? Amin. Da? Și veniți la adunare? Amin. Știți, eu probabil pe rutină am căpătat așa o doză de curaj, dar pertinent să vă pun să ridicați mâna pe cei care n-ați fost joi seara la adunare. Dar nu, vreau să păstrez o plăcută aducere aminte despre voi. Îți prima dată la voi, da? Să pare o la tine, mă, m-a făcut rășmașul, bătă, cum am spus adevărul. Nu, vreau să vă spun adevărul, dar să rămânem prieteni. Când nu veniți la adunare, de ce rutiți? N-aveți nevoie de părtășie? N-aveți nevoie unul de celălalt? Eu am fost cândva la Botoșani și era o copchină de tucăria și-o pus o octavă la sânge să cânte și așa de frumos o cânta și eu îi spun, băi, octavă, băi, pune copchila aceea să cânte. Și-o cânta pe două, trei cântări. Dar fetița aceea i-a crescut și odată vine plângând la octavă și îi spune, frate, octavă, eu nu mai cânt. Pe atunci era familia Moroșanu, Eva Moroșanu, acum Eva Repede. Dar de ce nu mai vreau să cânțim? A, ce fete, eu spus că mă dau vedetă, că nu mai eu cânt, nu mai cânt. Că mai există și invidie în adunare. Bine că nu sunt la voi, dar prin altă parte am mai întâlnit, știi? Invidie din asta. Și Octav se uită, spune, măi, fată, tu ai nevoie de mine ca păstor. Da, de matare am nevoie. Dar de mine ca predicator, dar de mine ca proroc, prin care ți-a vorbit Domnul, ai nevoie? Da, de tine. Măi, fată, și eu am nevoie de tine. Și eu am nevoie de cântările tale. Noi avem nevoie unul de altul. Nu avem nevoie? Amin. Că mâna nu poate spune piciorul, n-am nevoie de tine. Unul părinte, capitolul 12, da? Nu poate spune piciorul. Eu am nevoie de fiecare de aici. Că, de fapt, fiecare de aici nu e angajat Dumnezeu. Fiecare de voi plătiți cu sângele lui Hristos. Voi, pentru voi s-a dat un preț mare și am nevoie de voi. Dar și adunarea are nevoie de voi. Adunarea are nevoie de sora aceea să spui joi o poezie. Vine joi să spună poezia. Adunarea are nevoie joi de cântarea în fanfară. În Moldova nu-i cultul ăsta, e grup coral mai mult. Dar joi cineva vrea să asculte fanfară. Vă vorbește mult la adunare. Dar eu am nevoie de cântarea voastră, da?
Eu am nevoie de părtășirea asta care se prin putere. Ferici de cei ce locuiesc în casa ta. Când se răbat ăștia marea plângere, prefac într-un loc plin de izvor. E mer de putere, putere. E părtășirea cu frața. Eu am o plicere de laudă și mă rog Domnul să mă păstreze. Că dorește de boală, unde și diavolul. Am mulți ani de zile de când n-am lipsit niciodată din adunare. Mulți ani. Mulți. Dacă n-am fost la mine în adunare ca în seara asta și înapoi, dar nu s-a întâmplat să fie program de adunare și eu să stau acasă niciodată. Eu am lucrat cu un coleg de serviciu care era un rău. Un păcătos. S-a pocăit la adventiști, la sâmbătă. Și odată sunt într-o noapte de vorbă cu el, îmi spune, frate Dragoș, mulțumesc la Dumnezeu că de 10 ani n-am lipsit la niciun sabat. El era mecanic locomotivă și el, deja cum a terminat sâmbăta și îmi da cu aranjamente pe sâmbăta viitoare, spune inimii, da 100 de lei la un coleg, făcea schimb de tur, merge la șeful. El sâmbătă trebuie să fie liber, că are sabat. Și eu la început l-am judecat, bă, ce rău e să fii sub lege. Dacă e sub lege, vine sâmbătă la adunare, și de 10 ani. Eu dacă sunt harul, pot să lipsesc două luni de la adunare, că noi suntem cu harul. Așa o fi? Și atunci mi-am spus, dacă omul ăsta în 10 ani nu lipsit de la sabat, să încerc și eu dacă pot. Și mulțumesc Domnului pe tot. Voi dacă ați vrea să veniți joi seara la adunare, ați reușit, mare? Ați reușit? Eu într-o duminică seara am provocat adunarea și ne-a zis, frate, facem o rugăciune specială pentru marți seara, ca Domnul să ne ajute să venim la biserică. Și cine nu poate veni, înseamnă că nu l-a ascultat Dumnezeu. Stai liniștit. Eu am băieți copii la facultate, la liceu și la școală generală. 35 de ani am lucrat într-un serviciu greu și acum încă am carte de muncă și lucrez. Nu suntem fanatici, oameni buni, dar sunt împotriva celor care stau nepăsători și nu vin aici la sursa de putere de care avem nevoie în fiecare zi. Și apoi mai spune Scriptura, întrebări din asta ne pun frate, frate Dragoș, care păcate nu se iartă niciodată, care fură împotriva Duhului Sfânt, mulți fug la Evrei, capitolul 6, știți ce scrie, și când unul se duce la Evrei 10:26, că dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio șerfă de iertare, decât așteptarea unui văbâi. Și mă întreabă, care păcatul cu voia, frate? Acum eu spun aici, nu are gramatica românească timpul ăsta, prezentul continuu, acolo nu spune dacă am păcătuit, ci dacă păcătuim, adică păcătuim în fiecare zi și nu ne mai lăsăm. Dar eu mă duc la Evrei 10:24, să vedem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, la versetul 25, să nu părăsăm adunarea noastră cum au unii obicei, și eu le spun, știți cum înțeleg marea taină? Taina e că versetul 26 e scris după versetul 25. Și dacă nu punem noi numele acelea, eu citesc în preocupare. Să nu părăsim adunarea noastră cum am un obicei. Că dacă păcătuim cu voia, nu mai e jertfă de iertare. Adică mă gândesc că dacă eu din miercuri seara știu că mâine seara nu merg la adunare, n-am să mă duc, dacă e păcat cu voia asta. Și când mă gândesc de sâmbătă seara, mai dimineață n-am să mă duc la adunare, că sunt un pic obosit, am să dorm mai mult. Dacă ăsta e păcat cu voia. Când noi rupem versetul 26, să ducem la corvie, la vețâie, la hoție, dar hai să citim așa cum a spus Apostolul Pavel în Evrei. Să nu părăsim adunarea, că dacă păcătuim cu voia, nu-i iertare. Și mă întreb, vă mai place predica? Apoi eu nu ne-am propus să aici după reclamă să vin la Timișoara, și dacă ceva nu-i bun, fratele genul, el îl plătește urmai. Că el nu-l chemat aici. Fraților, surse de putere. Deci prin legământul care îl face cu Dumnezeu, prin părtășia frățească, și mai spune în Evrei, capitolul 7, versetul 16, prin puterea unei vieți neperitoare.
În momentul când trăiești o viață curată de pocăință, ai putere de la Dumnezeu. Că cel neprihănit, spune în cartea Proverbilor, îndrăznește ca un leu tânăr. Da? 1 Ioan 3:21. Dacă nu ne osândește inima, dar dacă ne osândește inima, și atunci dacă ne osândește inima și nu mai avem îndrăzneală, scăpăm de osândirea inimii. Prin mărturisire, prin lepădare de păcat și prin trăirea unei vieți curate, a unei vieți nepiritoare. Și asta e o sursă de putere. Și mulțumim Domnului că ne-o dă. Tot accesând puterea lui Dumnezeu, dincolo de harul care ne-l dă El, sunt și metode de autodisciplinare prin care noi putem primi putere de la Dumnezeu. Vă spun numai una. Parcă Roman 2:16. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricumia care crede, întâi iudeu, apoi grec. Deci, sursă de putere este în Sfânta Scriptură. Cuvântul ăsta al Sfintelor Scripturi are el putere, fraților. În Psalmul 33:6 spune, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9 spune, el poruncește și te poruncește ia viață. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura Domnului nu-i lipsă de putere. Matei 24:35, cerul, pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger care zbura din locul cerului cu o Evanghelie veșnică. Cum te raportezi cu față de Evanghelie? Ori de câte ori citești în Sfânta Scriptură, capeți o putere duhovnicească. Pavel spune în Efeseni 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin boteză cu apă, prin cuvânt. Simpla lecturare a Scripturii îți aduce curăție. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Amin. Că spune Ioan 5:39, cercetați Scripturile, s-o potim că în ele aveți viață veșnică. Și acum am primit o întrebare. Cum stați cu citirea Scripturii? Trăim o explozie a tehnologiei. În domeniul comunicării și a informațiilor s-au ajuns la cote de neimaginat. O vorbă pe care o spun înconjoară globul pământesc într-o secundă. Oamenii sunt doritori de noutăți, ca cei din Areopar, dar de fapt de 17. Dar, vis-a-vis de toate informațiile acestea, care e raportarea noastră față de Sfânta Scriptură? Să vă întreb care o cititere în Biblie? Dumnezeu să ne dea mai mult pe viață. Amin. Și apoi scrie parcă în Luca 21:36, voi rugați-vă ca să aveți putere, ca să puteți rămâne în picioare în ziua aceea la venirea Domnului Iisus. Rugăciunea e o sursă de putere. Avem noi timp special de rugăciune. Eu dacă sunt restant la ceva, nu sunt la predică. Cazul predicat și aici, am predicat dimineață, ieri am predicat de 3 ori, aici în zona Palatului, așa, nu sunt restant la predică, mai degrabă la împlinire, dar sunt restant la rugăciune. Și eu o recunosc. Am avut și vremea aceea de glorie, când stam noaptea cât un ceas și mă rugam Domnul. Am avut și momente când nu m-am putut ruga Domnul, năgășând, friind. Acum mai revin, așa ca oamenii pe mă, nu v-a acuz. Totuși îmi dau un permis să mă întreb, voi cum stați cu rugăciunea? Că rugăciunea este o sursă de putere. Acest soi de dragostea Domnul Matei nu este decât cu rugăciune și cu post. Și cu asta va ajung la post. Isaia 58, ajunge la versetul 11. El va da iarăși putere mădularilor tale. Pentru că postul este o disciplinare care ne aduce multă, multă putere. Și nu mai întreb cum stăm cu postul, și nu intrăm în detalii despre post, că e altă predică,
Dar vreau să vă spun că la Dumnezeu există o sursă de putere. Dumnezeu atotputernic. Dar nouă ne-a dat câteva căi de acces. Ăștia românii s-au acuzat că nu accesează fonduri europene. Nu știu cum, nu mă pricep. Dar știu că la puterea lui Dumnezeu există metode de accesare. Avem dreptul. Odată e un har, un dar care ne-l dă Domnul, ne face o infuzie de putere duhovnicească și odată e urma disciplinării noastre a practicilor acestora. Rugăciune, citire, post și Domnul să ne ajute să le facem. Spuneam că în Psalmul 84, versetul 7, spunea acolo, ei merg din putere în putere. Eu am fost curios vis-a-vis de puterea aceasta, pentru că spuneam că-s pocăit vechi. De 60 de ani s-a pocăit. Eu am trecut ca vârstă de 61 de ani. Un an n-am fost pocăit. Pe parte spunea în Corinteni că dacă părinții sunt credincioși, copilul e sfânt. Eu un an am fost sfânt. După un an, când am început să scot cenușa din somn, să trag fața din masă, o trebuie să mă pocăiesc. Și de 60 de ani urmesc pe calea pocăinței. Am avut momente cu mai multă putere și am avut momente când chiar am fost slab și căzut la pământ. Acum, pentru pe dumneavoastră, voi mergeți din putere în putere. Sunteți botezați în Domnul cu Duhul Sfânt? Amin. Amin. Iar nu pot să ridicați mâna. Nu se poate biserica apostolică, penticostală, fără Duhul Sfânt, așa cum mai încearcă câte unul. Să mai scoată și din statut și din Biblie, că se poate și fără, nu se poate. Trebuie Duhul Sfânt, vorbire, limitarurile, Duhul, roada, Duhul, grăuzirea, Duhul, nu intră în amănuntele acestea. Eu spuneam copiii cu capul mare, am auzit că se nasc greu. Eu când a trebuit să primesc Duhul Sfânt, eram un copil cu capul mare. Eram foarte rațional. Și numai nu puteam primi cum să spună ceva ce nu înțeleg. Dar dacă spun ceva rău, și multă vreme am strâmbit. Post, rugăciune, plâns. Veneau alții mai rei ca mine, că știam eu. Mă plângeam un pic, ca un mâine, vorbeam în alte limbi. Și eu acela bun care mă păzăm, numai nu primeam Duhul Sfânt. Mi-aduc aminte noaptea, plângeam pe marginea patru și mă rugam. Până când odată eram la liceu, prin Brașov, Domnul s-a îndurat și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Ei, de atunci eu mă întreb, sunt mai tare ca atunci? Sau mai slab acum? Postez mai mult? Îți cu un cuget mai curat? Mă rog mai mult? Doresc mai mult ca atunci? Sau m-am văzut cu saci în căruță, așa ca mulți de voi? Și am redus durația la motor. Biblia spune că e merg în putere, în putere, că există două posibilități. Să crești în putere sau să scazi în putere. Cum am putea noi să scăpăm din putere? Scrie în cartea Iov, în capitolul 18, parcă versetul 12, dacă puteți afișa, foamea îi mănâncă putere. Un om care nu se hrănește duhovnicește ajunge să nu aibă putere. Prin ce ne hrănim noi? Timotei 4:6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor la Hristos pentru că te hrănești cu cuvintele, credințe și de bune învățături. Noi ne hrănim odată din Sfânta Scriptură. În Ioan acolo spune și asta, trupul meu e cu adevărat o hrană și sângele meu e cu adevărat o băutură. În Ioan capitolul 4, versetul 32, nu știau ucenicii cine au adus mâncare Domnului. Dar versetul 34 spune, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Amin. În lume. Deci noi ne hrănim făcând voia lui Dumnezeu, ne hrănim la cina Domnului și ne hrănim cu Scriptura. Că dacă nu, foamea ne mănâncă puterea. Frații mei, nu știți dumneavoastră ce pierdere e pentru acei care nu cercetează Scriptura, care nu participă la cina Domnului.
Eu am niște cazuri care le-am întâlnit. Săptămâna trecută am fost regenă o mormântare la familia aceasta, când o familie de la noi, din Bucovina, aflată în Italia, au avut așa o femeie, era acasă, eu spun ce știu, fără să dau nume, era acasă și au avut așa o apariție hântoasă în fața ei, un duc necurat, care a venit și a spus, eu am venit să te omor. Dar ai fost dusă la binecuvântare, sunt mijlocit, nu pot, dar mă duc să omor pe bărbatul tău. Și ea, ca orice fată crescută în casă de pocăiți, a făcut ce am învățat noi copiii. S-a uitat la acea apariție și cu frică a spus, sângele Domnului să te muste. La care diavolul îi spune, care sânge? Că tu ai și i-a spus exact câți ani avea de când nu s-au părtășit. Și atunci cum privim la cina Domnului? Eu călătoresc foarte mult să ne merește să fie cina Domnului, mă împărtășesc și nu nici nu spun acasă la nevastă, vezi că azi la Bilca mă împărtășit. Sau la comitie, vezi, frate, că o să împărtășit duminică, nu? Nici eu nu mai știu, poate, când m-am împărtășit ultima dată, că depinde cum prins adunarea. Dar diavolul știe când te-ai împărtășit prima dată. Și diavolul are o ripostă și spune, care-i sânge? Că tu ai atâta timp de când nu te-ai împărtășit. Și atunci femeia se duce în bucătărie ca să-l anunțe pe bărbatul ei, e mărturia ei. Și în ușa bucătăriei era un înger. Și acum vede, începe să-i spună ceva. Și îngerul spune, acoperă-ți capul, n-am voie să vorbesc cu tine. Asta-i alt amănunt care nu place la bănățeni. Dar lăsăm asta, da, revenim la preț. Că Biblia spune că din pricina îngerilor, femeia se poartă un semn al stăpânirii ei și aici n-am scris eu, ai Duhul Sfânt o scris cartea asta. Ei, dar revin la gândul care îl împărtășeam. Cine nu participă la cina Domnului, la Scriptură și cine nu face voia Domnului, moare prin înfometare, o foame duhovnicească. Și dacă în mod fizic, mesă, noi am avut un frate în adunare, tata 14 copii, bum, cunoscător de Scriptură. O spui că la cea mai pocăit. Dacă întrebai în sat, băi, cine e pocăit la voi? Fratele acela. Și băieții nu erau în diaspora. Nu erau ei, deci mergeam la adunare. Dar povestea fratele Gheorghiț, că s-au dus acolo băieță, grătare, mâncăruri, sucuri, de tot felul, da, băie de aici, ia de acolo. Și se duce la adunare și era cena Domnului și băieță, cum nu s-au ridicat la cină. Și spune el, măi băieți, mai vin la voi aici, nu la sucuri, nu la căruri, nu la mâncăruri pentru omul de afară. Și omul vostru din neamântul e frământ, e pipernicit. Și azi a trecut un frate cu trupul Domnului prin adunare și sufletul din tine ar fi vrut să iei o fărâmitură de acolo. Dar tu ai spus că nu trebuie. Cum ne raportăm noi față de hrana asta duhovnicească? Că dacă lipsând din acestea, suntem condamnați să murim de foame în adunare. Și apoi cântă fanfara și cântă corul și vin eu la predică și veniți voi la recitat, dar omul din lăuntru n-are putere. M-ați venit trei băieți la mine, frate Dragoș, avem un prieten de-al nostru într-o familie crescută în adunare, are vreo 19 ani, s-au stricat din cap, părinții țin ascuns, suntem rușine, ce să facem cu el? Și că am vorbit cu el 10% dacă mai vorbește corect, 90% vorbește numai rău. N-ai avea niște frați ca să vii să ne rugăm? Și atunci te gândești la niște oameni cu care te duci la bătălie și cu care ai biruință. Când m-am dus la un frate undeva în inima diavolului cu un de doi frați și când stau omul ăla de vorbă cu noi, când a început să scoată niște mugi de cabigurul, și să era bătaie. Și venea noi în urmă cu tricolor, un om voinic. Dar era cu niște frați, o să stai liniștit acolo. Și când au pus mâna cu el, s-au muriet, s-au pus în pat. În urmă rugăciune, Dumnezeu l-a vindecat, merge la adunare, participă la cina Domnului. Dar eu spun drept, m-am dat o leagă după oamenii ăștia, mai tare ca mine duhovnicește, mai pocăiți ca mine.
Și acolo îți dai examenul vieții tale și puterii duhovnicești care o ai. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sânge, ci împotriva domnilor, căpetenilor, stăpânitorul întunericului acestui viață. De aceea spunea Pavel, fiți tari și întăriți-vă în puterea tăriei Lui. Dumnezeu să ne ajute, amin. Mai spunea în dreptul Osea 7:9 despre Efraim, tot vis-a-vis de pierderea puterii, niște străini îi mănâncă puterea. Și apoi sunt străini ăștia care vin la noi acasă, niște străini care îi purtăm în buzunar, atât de mic străinul ăsta că îi porți în buzunar. Dar străinul ăsta îți mănâncă puterea și vă las temul pentru acasă că timpul trece. Vă las temul pentru acasă. Identificați toți străinii care vă mănâncă puterea. Că am primit, eu am primit nu sute, mii de mărturisiri. Până au ajuns acolo și slujitori și frați bătrâni și surori în vârstă, dar mai ales tine care spune, frate, dar nu mă mai pot împotrivi. M-o stăpânit de Duhul ăsta și îmi povestește câte lucruri de la niște străini care ne mănâncă puterea. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Că noi putem să scădem în putere sau putem să creștem în putere. E urarea care vă fac cea care v-a făcut Pavel, când spunea acolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Avem nevoie de putere? Amin. Ce facem cu dânsa? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea. Avem nevoie de putere ca să iubim? Băi, nu pot iubi, am un frate, eu iubesc mulți. Și odată când am predicat din pilda Sămănătorului, am spus că un răunte aduce 30, 60 și altul 100. 1 Corinteni 13:13 spune acum, dar în acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Hai să spun credința, că asta e ordinea, e 30, nădejdea e 60 și dragostea e 100. Adică e un număr 100 de frați, că în Filipeni 1:8 pare, spune, martul meu Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă. Și acum vă spun drept. De aici, la adunarea din Carmel, așa se cheamă, eu vă iubesc pe toți. Dumnezeu îmi mandă. Pe toți vă iubesc. Am în altă parte unde nu pot iubi. Dar eu iubesc pe toți, da? Și acum eu număr de aici 100 de frați. 1, 2, 3, 4, 5, așa, 100. Pe 99, dragostea mine, 99 rodește. Numai pe unul de acolo ea eu urăsc. Și la noapte vine Domnul. Unde merg? În rai sau în iad? Nu. Și acum revenim la putere. Avem nevoie de putere ca să iubim. Dumnezeu să ne ajute. Avem nevoie de putere ca să iertăm. Dar ca să știți că pe pământ fiul omului are puterea să ierte. Trebuie putere ca să ierte. Roman 15:4. Bun. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne place nouă înșine. Ne trebuie putere ca să răbdăm, apare de putere ca să rați. Să rați acasă femeia, să rați pe bărbat, să rați pe copii. Ne trebuie putere să răbdăm. Să răbdăm pe frate, să mă răbdați voi pe mine, că nu mă gândesc pe etica, nu mă trebuie răbdat, nu mă trebuie putere. Ce facem cu puterea? Ne trebuie putere să iubim, să iertăm, să răbdăm. În Iacov 5:16 spune, mărturisiți-vă unii altora păcate și rugați-vă unii pentru alții. Mare putere are rugăciunea fierbinte a cerului. Avem nevoie de putere ca să ne rugăm? Dumnezeu să ne dea tuturor. Și nu știu cât de tare vă grăbiți dumneavoastră, că fratele spunea, nu trebuie să te grăbești. Eu sunt cel mai grăbit dintre voi, că vreau acum să plec înspre casă. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu putere. Și doresc că străbateți voi valea prin îngerilor să mergeți din putere în putere. Și salutul meu în încheiere este încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Amin. Amin.